la Berca, în județul Vâlcău, aproape de vulcanii Noroioși, relativ aproape de București, și este primul proiect mai mare cu case de pământ pentru cazare. Deci aici o să aibă ocazia cei din zonă și din București, bineînțeles, să vină și să experimenteze cum este să locuiești pentru o noapte, pentru o zi, pentru o săptămână, într-o căsuță de pământ. Să ne reamintim cum e să locuim într-un mediu natural. Să redescoperim cât de răcoroase sunt casele astea, cât de vara, cât de călduroase sunt iarna, cât de bun e aerul în interior, ce plăcut este să locuiești și să dormi într-o asemenea căsuță. Este un sat de vacanță cu 20 de camere, deci 40 de locuri de cazare, un mic restaurant, sală de întâlniri. Și este orientat, toate căsuțele astea sunt adunate în jurul unei piețe centrale, unde va fi o fântână, o idee de mic orășel, de mică stațiune, îmbrăcată în verdeață. Sunt adunate foarte multe forțe, inclusiv noi am venit să ajutăm cu seminariile astea, mai învățăm și localnicii să-și readucă aminte, de fapt, pentru că mulți dintre ei știu, dar își readucă aminte de tehnica asta cu lutul. Și sperăm să reușim să terminăm în vara asta și să finisăm. Casele astea se fac în iulie și august. Asta este perioada ideală ca să apuce pereții să se usuce. Septembrie, octombrie, tencuieli exterioare și pe urmă, spre noiembrie, așa să te retragi la tencuieli interioare de Crăciun să poți să locuiești de acolo, să faci deja un Crăciun. Și sigur că în timpul iernii e bine să faci planurile, spre primăvară să sapi fundațiile și așa într-un an de zile practic să-ți împarți timpul pentru o casă. E foarte interesant pentru că sunt 8-10 persoane care vin din localități diferite, din medii diferite, au vârste diferite și după o zi formează un grup. Se simt extraordinar de bine împreună, ca și cum s-ar cunoaște de o viață și, de fapt, ei sunt de 2-3 zile împreună. Toți păstrează legătura. Au un singur lucru în comun, nevoia asta de a se reconecta cu natura. Am avut foști directori care, pur și simplu, au renunțat la viața asta de oraș sau retras la țară, vreau să-ți cumpere o bucățică de teren, să facă permacultură, să... Unii au posibilitatea să lucreze de acasă. Acolo, da, toată vara avem. De unde până acum era cam, să zic, o săptămână, două. Așa, anul ăsta este toată vara. Încă mai primesc telefoane. Încerc să iau pe toată lumea care vrea să vină să învețe, pentru că m-aș și simți vinovat așa să spar, să nu încurajez un vis din ăsta când cineva îmi spune vreau neapărat să fac o cățe, cum să spun să nu. Când te apuci de o casă de genul ăsta, trebuie să fii pregătit. Toată lumea își pune problemă de bani, de alte. Și cea mai importantă problemă este, de fapt, lupta pe care o să o dai cu mentalitatea. Și, mă rog, societatea poate să zice, nu-mi pasă prea tare, dar e de foarte multe ori familia foarte apropiată care nu o să te înțeleagă de la început, care nu o să te încurajeze de la început. Și atunci trebuie să... Asta este, cred că, cel mai greu lucru pe care l-ai de negociat. Cele mai mari greutăți sunt legate de mentalitatea noastră, de faptul că asociem casele astea cu sărăcia, cu traful, cu întoarcerea în timp, dar de fapt acum este un trend destul de serios, pentru că eu simt că mă caută tot mai multă lume, care caută, știu și eu, apropierea de natură, pur și simplu, parcă betoanele astea ne-au rupt rădăcinile într-un fel și parcă încercăm să ne regăsim cumva legătura cu natura, cu pământul, cu toate cele. Unii simțim mai acut lucrul ăsta, alții mai puțin, dar pe undeva, în subconștient, dacă nu altfel, cu siguranță există lucrurile astea tot mai mult.